Hei, salut, prieteni! ăsta e Sleipnir, sau cel ce alunecă. Mai precis, calul cu opt picioare călărit de Odin. Și astăzi vorbim despre cum a ajuns calul lui Odin. ăsta e Asgard, locul în care stăteau zeii nordici. Ca o mică paranteză, ăla de lângă e podul curcubeu care conecta celelalte lumi și se numea Bifrost. Ideea e că la început Asgard nu avea ziduri. Asta până când a apărut un meșteșugar și s-a oferit să construiască un zid în jurul Asgardului. Doar că cerea la schimb soarele și luna. Ah, și pe Freya. Bineînțeles că zeii au fost reticenți. Doar că cine altcineva dacă nu loc, ei le-a propus să accepte. Cu condiția să-l trimne într-un an și fără ajutor uman. Meșteșugarul a fost de acord, având una să mânecă. Mai precis calul său, Zvadl Fari, care aparent era extrem de puternic. Atât de puternic încât care niște bolovani nimeni singur. Nu că s-ar fi descurcat mai bine cu ajutorul meșteșugarului, dar ați înțeles ideea. Faza e că meșteșugarul se apropie de finalul proiectului, având doar 3 zile la dispoziție să-l termine. Zeii erau furioși și l-au acuzat pe Loki cu moartea dacă nu rezolvă cumva situația. Într-o seară, munca meșteșugarului și a lui Svadelfali e întreruptă de o iapă în călduri. Svadelfali pleacă după iapă, zeii își dau seama că meșteșugarul e un iotun, iar Thor o moară. Loki era iapa.